interesant. Greu, dar interesant. Acțiune? Și acțiune! Hop, hop, hop! Hai! 2-10, 2-10, da? Observează aici un nou. Emoționat, foarte emoționat. Aici am cunoscut eu ce înseamnă cuvântul performanță. Mi-e drag să mă reîntorc aici. Mulțumesc că încep în chestia asta tare. Asta nu, merge doar cu aia de mână, dar... Atunci când am fost întins, plus nor la care s-a pus deasupra, plus un pic de ploaie, m-a dus fix acolo. Foarte mișto, mi-a plăcut tare mult și tare și mega, mega happy. Tot omul stiplă. Rațiunea de salvare a mesele. Sunt la meci, dar n-am să mândru. Pe George l-am cunoscut acum la 5 ani când am făcut un test de cameră și am vrut să testez o cameră video pe un subiect interesant și am făcut un videoportret cu George. Și atunci am descoperit o expresivitate aparte în privirea lui, în povestea lui până la urmă și așa mi-a venit ideea ce ar fi să fac un film pe povestea lui George în care George să joace propriul lor, să nu fie documentat, să fie ficționalizat. Pe de parte foarte interesant, pe de parte foarte greu pentru el mai ales să îl pun să retreacă prin toate situațiile dramatice și alea faine, mai ales alea dramatice, a fost greu. Să zici că alături de George Baltă în povestea vieții lui George Baltă este o onoare și un privilegiu și mă bucur foarte tare pentru că George este o surpriză foarte plăcută la cadru și scenă și este o surpriză plăcută chiar și în viață și este un model și un exemplu atât el cât și Teddy Necula. George e foarte expresiv. Este foarte expresiv. Dacă n-am fi știut că n-are niciun fel de școală, nu ne-am fi dat seama. Pentru că este foarte inteligent, este foarte bun, e un copil foarte bun din adâncul sufletului lui. Și toată trauma asta și felul în care s-a smuls din ea și felul în care trăiește el acum... N-a făcut altceva decât să-l îmbogățească și să-i dea o experiență de viață care o să se vadă pe ecran, dar o să se vadă bine. Mai greu e pentru el, pentru că el practic retrăiește toată trauma. George și Teddy sunt mai mult decât modele. Sunt niște oameni care au trăit într-un fel, care trăiesc într-un fel. Și care sunt mai mult decât lecții de viață. Sunt niște oameni la care ar trebui să ne uităm că nouă ni se pare că avem noi o viață grea, că n-avem. În ultima lună am simțit absolut tot. Oboseală cruntă, bucurie, căldură, frig, tot ce se poate trăi într-o viață, fix am trăit eu într-o lună. Și a fost și este în continuare o experiență foarte mișto să faci un film. N-aș mai repeta un viitor apropiat, dar în timp cine știe. Eu cred că o să iasă un lucru mișto, un film mișto și da, să arate adevărata față și exact să spunem pe nume lucrurilor ce s-au întâmplat în ultimii, hai să spunem, nu 16 ani, dar 12 ani, să zicem așa. L-am cunoscut pe George în urmă cu 4 ani de zile, când Teddy mi-a prezentat subiectul filmului. Ce e însă un miracol sau ce este... Închide tu ușa, repede. Aici am
un lucru extraordinar care s-a întâmplat, povestea pe care noi o spunem astăzi, cu ajutorul lui, reprezintă un set de întâmplări și emoții pe care acesta le-a întâlnit pe parcursul vieții lui. Este foarte greu să joci ca actor, pentru că trebuie să te schimbi de 3 milioane de ori, trebuie să te machiezi de 7 milioane de ori, ceea ce eu nu sunt actor. Eu sunt barbă. Și? Să pui o barbă. Și să pui o barbă și o musată și o perucă pe cap și... De 10 ori. E ăia. Mă, și bucur, dar sunt și așa trist că se termină, știi? Deci pot să-mi placă treaba pe aici. Ne vedem în sală.